Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV! Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. Doar 60% din companiile de asigurări au o politică activă și clară privind frauda, a declarat Mark Mulder, reprezentantul companiei Fris, în cadrul conferinței de asigurări auto organizată de Exprim la Viena. De asemenea, 30% din asigurători au probleme cu calitatea internă a datelor, iar 50% nu fac schimb de informații și de date cu alte companii de asigurare, a adăugat acesta, deși frauda continuă să rămână o problemă importantă pentru departamentele de daună. Plafonarea tarifelor RCA și reducerile de comisioane afectează inevitabil piața de intermediere în asigurări. Invitat la cea mai recentă ediție a emisiunii Exprim Time for Business, Viorel Vasile, CEO Safety Broker, ne-a declarat: Safety Broker a reușit să își atingă targetul pentru 2016. Am depășit 100 de milioane de euro prime intermediate, dar îngrijorarea noastră mare vizează anul 2017. La final de ianuarie avem o scădere de 5% la prime brute intermediate și estimăm că această tendință se va menține cel puțin până în luna mai. Marius Popescu, actualul director general al EDN Asigurări de Viață România, va prelua funcția de CEO al operațiunilor NN din Turcia, începând cu 1 aprilie 2017, urmând să dezvolte operațiunile de asigurări și de pensii facultative din această țară. Succesorul lui Marius Popescu va fi anunțat în perioada următoare. Mihaela Cojocaru a fost numită începând cu luna februarie 2017 în funcția de director comercial în cadrul brokerului de asigurări private de sănătate MediHelp International. Anterior, ea a ocupat timp de peste 3 ani poziția de director general adjunct al CertaSig, companie în care activa încă din noiembrie 2008 în funcția de director subscrieri și membru în board. Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a decis revizuirea cadrului de cooperare între autoritățile naționale de supraveghere, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contextul aplicării noului regim Solvabilitate 2. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Joi la emisiunea Exprim Time for Business, invitată este Carmen Radu, președinte al Fondului de Garantare al Asiguraților, care ne oferă detalii despre activitatea fondului în 2016, dar și despre ceea ce urmează în acest an. Până la următoarele informații din asigurări la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât se poate de bună!